Directorul Palatului Copiilor, Pompiliu Ciolacu, spune că acum, în vacanță, s-au pregătit pentru spectacolele care vor avea loc marți 15 ianuarie în cadrul acțiunii Eminesciana. Copiii au pregătit poezii și cântece pentru a marca ziua poetului național Mihai Eminescu. Începe întotdeauna cu activitate. Deja marți, pe 15 ianuarie, avem un spectacol dedicat poetului nepereche Mihai Eminescu. De fapt, avem două spectacole, unul la ora 11 în colaborare cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Biblioteca Cristian Tell, Doina Gojului și Palatul Copiilor, și celălalt la ora 15, la ora 17 în cadrul Palatului Copiilor Târgu Jiu, un spectacol tot așa dedicat poetului nepereche. Se vor expune copii cu recitări de poezie, cântece pe versurile lui Eminescu. O să fie o acțiune foarte, foarte frumoasă, zicem noi. În activitate erau astăzi și elevii de la Cercul de Radiogonometrie din cadrul Palatului Copiilor Târgu Jiu. Profesorul Adrian Marcu spune că elevii săi se află printre cei mai buni din țară, iar ca dovadă stau medaliile obținute în cadrul campionatelor naționale, balcanice și chiar mondiale. Suntem printre cei mai buni din țară la aceste sporturi. Avem înscriși 100 și ceva de copii. La grupele de performanță avem 30, au obținut, după cum spuneau și ei, rezultate foarte bune. Deci anul trecut, campion național cu echipa, la individual campion național atât la radiogoniometrie, cât și campion național școlar la orientare sportivă, campion balcanici și au participat și la campionatul mondial anul trecut. Chiar dacă este greu ce fac, am văzut că o fac așa cu plăcere. E vacanță, vin aici, particip la concursuri, se pregătesc pentru concursuri. Da, chiar dacă e vacanță, pregătirea o facem în continuare. Chiar azi plecăm pentru 3 zile la cantonamentul nostru care îl avem la Mușetești. Ștefan Robert Munteanu are 16 ani, este campion național și practică orientarea turistică de 5 ani. Are aproximativ 30 de medalii obținute și spune că iubește acest sport deoarece este unul natural care îți oferă și multă sănătate. Sunt campion național la echipe anul acesta, la Băile Felix. La câte concursuri ai participat până acum? Foarte multe concursuri. Câte medalii, câte cupe ai făcut, așa, o analiză? Medalii cam vreo 20-30, cam așa. Și cupe, niciuna. Îți place ceea ce faci? De ce îți place? Îmi place fiindcă este un sport natural, multă sănătate în acest sport. Și e vacanță și totuși astăzi ești aici, la Palatul Copiilor. Ultima zi de vacanță. În ultima zi facem antrenamente, ne pregătim. Azi ar profita, s-ar distra. Da, dar asta e, noi alergăm, ne antrenăm pentru Cupa Balcanică, pentru campionatele naționale. Cei care nu știu ce este radiogonometria, trebuie să vă spunem că elevul trebuie să descopere emițătoarele puse într-o pădure sau pe un anumit traseu destul de greu. Alexandru Ciuce are 16 ani și multe premii la activ. Cel mai greu a fost la Suceava, când acolo a fost un traseu de... Ce a fost greu? Ce? Deci, cum să vă zic? Trebuia să urci mult, să alergi foarte mult în urcare și am avut probleme și puțin cu receptorul, dar am luat locul 2 acolo. La Suceava, acolo unde a fost greu? Da. Și în altă parte, ce amintire ai? Sunt vicecampion național, sunt campion național la echipe și mai sunt și vicecampion la, e și la 144 și la 3,5, cam atât. Ce zic prietenii tăi de sportul acesta pe care îl practici tu? Bine, au o părere bună despre mine, dar pe ei nu îi prea interesează așa, nu... Nu prea sunt pasionați de așa ceva. Mie îmi place, că trebuie să alerg și îmi place să alerg.